diavolul este atât de subtil. Și de aceea astăzi Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vă chem la veghere. Pentru că atât de subtil lucrează diavolul. Există în folclorul nostru românesc o istorioară. Și anume aceea că un om cu numele Pepelea, a moștenit de la părinții lui o casă. Părinții s-au dus și el, Pepelea, a rămas moștenitorul unei case. Neisprăvit, cum zice povestea că era Pepelea, la un moment dat și-a zis, am să vând casa. Și interesant, s-a găsit un om bogat, care l-a întrebat pe Pepelea, cât vrei pe casa ta? Și Pepelea a spus un preț absolut acceptabil. Nu știa să facă comerț, își zicea omul bogat. Și a zis, uite care e chestiunea, am să-ți cumpăr casa. Omul a cumpărat casa lui Pepelea și când să facă actele, să semneze, Pepelea a zis, am însă o singură pretenție e casa părintească. Și casa asta mă aduce mie aminte de mama, de tata, de bunici. Lasă-mă, te rog, să pun această condiție în contractul nostru. Că în casa aceasta să am și eu dreptul la un cui. De aici expresia cuiului pe pelea. Pentru că tocmai așa se intitulează mesajul din această zi, cuiul lui Pepelea. Și omul cumpărător și a zis: Mare lucru, un cui într-o casă atât de mare. Și a zis: Bine, hai să semnăm repede actele, și tu ai cuiul tău în casă, și eu am casa. Numai că după ceva vreme la ușa casei acestui nou cumpărător bate Pepelea. Și el vine și zice, mi s-a făcut dor de tata. Lasă-mă să mă duc la cui. Omul l-a primit, fără nicio problemă, fără niciun fel de deranj. Vino să-ți vezi cuiu, poate să trece de dor de tata. S-a dus pe pelea la cui, au trecut câteva zile și iarăși a bătut la ușă. Am venit că mi s-a făcut dor de mamă, vreau să mă duc la cuiul meu. Și s-a dus iarăși. Ba, peste ceva vreme, în toi de noapte, bate pe Pelea la ușă și îl scolă pe noul proprietar și spune, iarăși am venit la cuiul meu. Și omul i a zis, bine, bine, acum te apucă dorurile în toi de noapte. Pe Pelea i-a spus, nu e treaba ta, e cuiul meu. Eu mă duc la cuiul meu. La un moment dat a venit pe Pelea și a spus, vreau să-mi pun pălăria în cui. Și s-a dus și și-a pus pălăria în cui. A venit însă o zi în care Pepele a venit cu o desagă. O desagă plină cu piei de animale, proaspăt jupuite. Și a zis, vreau să pun în cuiul meu desaga. Și pieile acelea neconservate, după câteva vreme, au început să emane un miros. Și știți dumneavoastră istoria omul a ajuns să-și abandoneze casa, casa nu mai era a lui, pentru că acolo era un cui care aparținea lui Pepelea. Dragi frați și surori, Domnul Iisus Hristos vine cu bucurie în viața noastră. Și El vrea inima noastră să fie toată, toată, toată a Lui. Problema noastră adesea este aceea că din neglijență lăsăm câte un cui al lui Pepelea în odaia inimii noastre. Și prin cuiul lui Pepele aș vrea să înțelegeți astăzi cuiul diavolului. Adică păcat care încet, încet roade ca gangrena, ca să folosesc expresia apostolului. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că planul diavolului îndreptat împotriva noastră este să-ți mai lași un păcat, unul dintre alea care ți-e drag. Să-l mai lași în inima ta. Te-ai pocăit, tu te-ai pocăit. Dar un păcat, ca să zic ca unul dintre autorii contemporani, un păcat respectabil, mai încape pe acolo. Că toți au păcate. Scumpii mei, dacă nu bagi de seamă și lași acest cui al lui Pepelea în inima ta, ascultă-mă bine, ai pierdut tot. Exact ca și cumpărătorul acela care din cauza cuiului lui Pepelea și-a pierdut casa. Eu vă chem astăzi în numele Domnului Isus să ne verificăm, să ne cercetăm pe noi înșine să vedem dacă nu cumva în noi, pocăiți de un an, pocăiți de doi, pocăiți de 20, pocăiți de 30 sau de 40 de ani sau de mai mult, nu cumva în inima noastră să fie un cui al păcatului, un astfel de cui al lui Pepelea, pentru că acest cui poate să aducă marele dezastru în viața noastră. Eu aș vrea să vă chem astăzi zic încă o dată, la momente de cercetare personală. Eu mi-am structurat predica și am pus trei puncte la ea, dar în cap mai multe. În cap ne spus mai multe. Să ne uităm și să ne cercetăm dacă nu cumva vreunul dintre cuiele pe care le amintesc astăzi aici sunt înfipte în pereții sau în peretele odăii inimii noastre. Și spun aceasta, dragii mei, cu dorința sinceră de a ști că fiecare dintre cei prezenți vom ajunge să vedem brațele deschise ale Domnului care ne va zice, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Din toată inima doresc asta și de aceea, din toată inima doresc să ne cercetăm pe noi înșine. În inima noastră Cuiul lui Pepelea poate să fie la început foarte nebăgat în seamă, exact ca și în povestea pe care v-am spus-o. Poate să fie absolut nebăgat în seamă. Ce mare lucru! E mare lucru pe terenul care îl merită Domnul să lași un cui al lui Satan. Vedeți, există păcate de o gravitate ieșită din comun. Tradiția bisericească le clasifică în păcate de moarte, alții le zic păcate cardinale. Sunt păcate grave, ieșite din comun prin gravitatea lor. De ce? Pentru că sunt păcate care atrag după ele alte și alte păcate. Și vreau astăzi să ne uităm spre aceste păcate, care pot să pară nevinovate pentru unii, pentru început. Dar care duc sigur la dezastru. Ele pot să fie niște sentimente. Omul este o ființă simțitoare. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Și-i mulțumim Domnului pentru capacitatea aceasta de a avea sentimente. Însă, dragii mei, vă rog să nu uitați. Păcatul a desfigurat binecuvântatele sentimente pe care ni le-a dat Domnul și a ajuns să facă din ele adevărați monștri. Pentru că nu uitați, sentimentele au o putere ieșită din comun. Putere ieșită din comun dacă lași sentimentele acestea să fie controlate de diavolul, ele pot să te ducă la un adevărat dezastru. Și aș vrea astăzi, dragii mei, să înțelegem fiecare dintre noi că Dumnezeu ne-a dat sentimente frumoase și toate sunt curos, Mai anul trecut sau acum doi ani am prezentat aici un studiu biblic intitulat Incitare la ură și am spus că și ura capacitatea de a urâ pe care ne-a dat-o Domnul, ne-a dat-o cu un scop foarte clar, nu ca să ne urâm unii pe alții, ci ne-a dat Dumnezeu capacitatea de a urâ ceea ce merită să fie urât, ceea ce urăște Dumnezeu. Tot ce a pus Dumnezeu în noi e bun, dar diavolul desfigurează și sentimentele bune pe care le pune Dumnezeu în noi, diavolul le transformă în adevărați monștri. De aceea vă chem și zic iarăși, frați și surori, vegere 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 trăim vremuri foarte ciudate dragoste e un sentiment plăcut nu a desfigurat o diavolul și uitați-vă în vremurile acestea în care trăim noi dragostea e confundată cu pofta ce asta e desfigurarea pe care o face diavolul în omul care lasă câte un cui al lui pe pele în Bucuria adesea e confundată cu nebunia. Pentru că li se pare unora că numai atunci se bucură când se poartă nebunește. Și fiecare sentiment în parte, dacă l-am luat și am face o listă, pe toate diavolul le-a răsucit și le-a transformat în adevărați monștri care caută să pună stăpânire pe oameni și să-i ducă la dezastru. Ei bine, astăzi vreau să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să ne cercetăm pe noi înșine. Și întâi aș vrea să vorbesc despre mânie. Mânia poate să fie un cui al lui Pepelea în noi. Vă zice cineva, nu Dumnezeu ne-a dat capacitatea să ne mâniem? Ba da, Dumnezeu ne-a dat această capacitate. Și mai spun ceva, Dumnezeu însuși, dacă vă uitați în Scriptură, îl veți găsi în nenumărate locuri din Scriptură pe Dumnezeu că se mânie. Dumnezeu s-a aprins de mânie. Nu despre mânia sfântă vreau să vorbim astăzi. Deși există o mânie sfântă, o putem vedea la Dumnezeu, o putem vedea la Domnul nostru Isus Hristos. O putem vedea la apostolul Pavel când se confruntă cu învățătura falsă adusă galatenilor. O putem vedea la Moise. E mânie sfântă. Nu despre ea vorbim astăzi. O de ne-am noi împotriva păcatului, ce bine ar fi. Dar vorbesc astăzi despre o altă mânie. O mânie care poate să fie un cui al lui Pepelea în viața ta. Vedeți, nu unul între noi aici ca să nu știe ce-i mânia sau care nu s-a întâlnit cu mânia niciodată. Nu e niciunul. Toți știm cum e mânia. Există o mânie care se manifestă în exterior. Explodez, dar nu-ți crește tensiunea la tensiometrul ăla, nu? Explodezi și zice, domnule, am făcut o lată, dar cel puțin m-am răsuflat. Există o mânie însă care este înmagazinată în interior. Se adună. Și asta îți crește tensiunea. O întrebare. Care credeți că e mai bună dintre astea două? Nu e bună niciuna. despre Ardelen se zice că sunt mai molcomi de felul lor. Poate că sunt. Zicea cineva, așa, o, o veste interesantă despre un câine ardelean, că s-a dus, s-a dus undeva, cred că am mai spus lucrul acesta aici, ca ardelean mai zic de astea de ale ardelenilor. S-a dus cineva în Ardeal la o casă și a ezitat foarte mult pentru că la poartă scria Câine Rău. Și a ezitat să intre și tot a făcut ce a făcut, a încercat să vadă, iese gazda, ce se întâmplă, Câine Rău. Ei, până la urmă a ieșit gazda, i-a deschis, a intrat omul și găsește o potaie. Iertați-mă, eu uh, iubesc câinii. Când am zis potaie, nu vreau să înțelegeți că e dispreț în asta, am și eu câine acasă și mi-e dragă. Dar, pentru condiția despre care vorbesc, vede o potaie acolo, un biet câine care stătea nici măcar n-a ciulit urechea când a intrat ăsta acolo. A stat, a trecut cu grijă pe lângă el, a ajuns până unde l-a dus gazda și după aia se întoarce spre el și zice Am ezitat foarte mult, că am văzut că scrie câine rău acolo și... Dar văd că nu. La care gazda i-a spus, e rău el, dar el se consumă așa în interior. Uh. Cam așa uh, sunt mulți oameni care fac doar să le crească tensiunea, înmagazinează în mânie în ei. Mânie peste mânie, o înmagazinează acolo. Și cred că problema lor e rezolvată. Nu? Exact cum ați spus dumneavoastră, mânia de orice fel ar fi ea, poate să fie un cui al lui Pepelea în viața ta. Nici una nu e mai nevinovată decât cealaltă. Mânia este mânie. Și vreau să vă spun, conform acestei clasificări tradiționale, mânia este un păcat de moarte. Oare de ce? Oare de ce? Pentru că este un păcat care atrage după sine multe alte păcate. Dar un păcat pe care adesea îl tratăm foarte superficial și nu-i dăm importanță. Cel mai adesea, nouă ne vine să credem că mânia e îndreptată spre alții. Pun la punct P. Însă trebuie să vă spun astăzi că mânia, ca un bumerang, vine totdeauna înapoi și lovește noi, în mânios. Mânia lovește în mânios, de fapt. N-ați auzit de oameni care, într-un acces de mânie, au făcut o comoție cerebrală și aranjați au fost? Nu suntem făcuți pentru asta, frați și surori. De aceea vă chem în numele Domnului Isus Hristos să veghem asupra noastră. De ce am luat mânia în discuție? Poate mânia să ne facă pe noi să ne pierdem răsplătirea și să pierdem binecuvântările lui Dumnezeu? Sau poate mânia să ne devieze pe noi de pe calea mântuirii? Cu părere de rău, spun da. Știți ce face mânia? Ți-a avut ocazia să vă uitați la un om mânios, sper că n-ați fost niciunul dintre dumneavoastră chiar așa de mânioși, sper. Și mă rog Domnului să nu fiți niciodată. Omul mânios, omului mânios îi este umbrit intelectul, mintea. Știți că nu se mai controlează și ajunge să spună că nu știe de ce a făcut ce a făcut? Întrebați-i, luați -i la rând dacă vreți pe cei ce au făcut crime mari, foarte puțin dintre ei... Au făcut crimele cu premeditare îndelungată. Și vin și spun, într-un acces de furie, am dat. Dragii mei, acest cui al lui Pepelea, care este mânia, poate să te distrugă și te face să păcătuiești față de tine însuți. Ascultă-mă bine. Ea este mânia asta, e o forță suplimentară care cuplează niște energii latente din om. Când mânia ajunge să-l stăpânească pe om, e în stare omul să facă ce nu și-a imaginat niciodată și stă după aia și zice, nu mi-am imaginat că voi ajunge să fac așa ceva. E celebră deja crima de la coafor, despre care ați auzit la știri când un om mânios pe soția lui, mânios din calea afară și controlat, orbit de această mânie, s-a dus și a împușcat câteva femei acolo, a făcut nu știu câte victime, dumneavoastră știți poate mai bine. A ucis două femei pe soția lui și mai pe cineva și alte persoane rănite. Ce l-a dus acolo? Un cui al lui Pepelea. La început o mânie, care vă zice cineva, e mare lucru, dragii mei, ascultați-mă bine, nevinovata mânie, cum o numești tu, atrage după ea ligioane. Cineva s-a uitat odată la apa de băut, i-a pus -o, un specialist la, la microscop, i-a pus apa de băut la microscop să o vadă mărită. A văzut microbii de acolo și a zis: Eu nu mai beau cât trăiesc din asta. Dar era apă din care el a băut nu știu câtă vreme. De-abia când te uiți prin lentila microscopului, îți dai seama ce lucruri mari pot să fie adunate acolo. Dragii mei, mânia ajunge să-ți ia pacea și în loc să te bucuri de familia ta și de, de pensia ta, să te bucuri de bătrâneția ta, să te bucuri de condiția ta, te trezești că în casa ta e numai tensiune. Și nu asta vrea Domnul? Nu. Dumnezeu nu asta vrea. Dumnezeu vrea să-ți viața în pace. Și te trezești că mânia, dacă o lași să stăpânească în viața ta, aduce după ea tot felul de rele. Mânia aduce discordii, aduce certuri, aduce insulte, aduce bârfe, aduce răzbunare, aduce crimă și lista ar putea să continue. Proverbe, capitolul 29, cu versetul 22. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici, cred că e bine să-l citim toți. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. De ce e gravă mânia și trebuie să vegem? pentru că ea nu e un simplu păcățel, cum ne place să-l dezmierdăm adesea, ci un înfuriat face multe, multe păcate. Cuiul mâniei poate să-ți umple inima de toate lucrurile lui Satan. Și ascultă-mă bine, el poate să facă din casa inimii tale o casă demonică. E un cuvânt greu. Tu vei zice, casa inimii mele e destinată să fie a lui Isus. Ascultă-mă bine, nu stă Isus cu gunoaiele la oaltă. Domnul Isus nu stă între gunoaie. Cuiul acesta lui Pepelia, care este mânia, îți aduce toate gunoaiele diavolului acolo. Îți aduce bârfa, îți aduce insulta, îți aduce cearta, îți aduce discordia și toate celelalte. Trăiești doar iluzia că l-ai pe Iisus în inimă, dacă lași mânia să te stăpânească. De aceea te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, ai în vedere condiția ta spirituală. Și dacă este cumva un cui al lui Pepelea, cuiul mâniei în inima ta, nu pleca de aici până nu găsești rezolvare. Rezolvare se găsește la Domnul. Ea se manifestă în multe feluri, mânia aceasta. Începe cu neîngăduința pentru ceilalți. Mi se pare ciudat. Nouă celor cărora, cărora Domnul ne-a îngăduit atâta. Nouă celor pe care Domnul ne-a îngăduit cu condiția noastră. Doar ne-a pus dorința lui în față. Să ne lăsăm schimbați de El și curățiți de El. Ne-a primit cu păcatele noastre și ne-a zis, vreau să-ți dau o viață nouă. Și să ajungem ca și robul nemilostiv, neîngăduitori cu alții. Așa începem în ea, cu neîngăduința față de alții. Începi să nu fii îngăduitor cu cel cu care te-ai căsătorit? Nu-l mai îngădui! El nu-i ca tine! Ea nu-i ca tine și nu-l mai îngădui! Copii. Copiii nu sunt așa cum te-ai așteptat tu să fie. Copiii tăi sunt ai tăi. Și ai tăi trebuie să fie ca tine. Că sunt sămânță din sămânța ta. Și încep să nu fii îngăduitor cu ei și cu slăbiciunile lor. Sau până și acolo, am auzit, femeie care se supără că soțul e prea calm. E ciudat și asta e ciudat. Dar cu șoferia și cu partenerii de trafic. Acolo câtă neîngăduință se manifestă. Ne supărăm repede că ne-a tăiat unul calea. Și totdeauna zicem, da, e normal să mă supăr. Ce? Ăsta nu cunoaște circulație. E trist uneori că ajungem neîngăduitori cu cei bătrâni și neputincioși? Cum zicea poetul Păunescu, un repetabil, ai povară, zicea că o coșați, că într-un ritm infernal, ne întreabă de știm de vreun șef de spital, cu nerv. Și ajungem neîngăduitori cu cei ce sunt bătrâni. Poate ați văzut și dumneavoastră un clip circulă pe YouTube, în care un bătrân cu fiul său stau de vorbă. Dacă nu l-ați văzut, să-l căutați, să-l vedeți. În care bătrânul de câteva ori despre o păsărică din tufiș care cânta acolo, îl întreabă odată pe fiul lui, ce e aia? Și fiul i-a răspuns, ce e aia? Și stă bătrânul ce stă și îl mai întreabă odată, ce e aia? Și fiul său zice, ți-am spus, eu? o pasăre. Mai stă bătrânul ce stă și zice, ce aia? Și pierzându-și răbdarea a zis, nu ți-am spus odată, e o păsărică. Și atunci bătrânul și-a scos un carnețel, jurnalul lui de altă dată. Și a început să-l răsfoiască și la un moment dat scria la una dintre pagini, când fiul meu a împlinit trei ani, m-am dus cu el în parc și m-a întrebat de zeci de ori ce e Și de fiecare dată i-am răspuns cu dragoste și cu bucurie. Ajungem să fim neîngăduitori cu cei ce nu mai pot. Și credem că e în regulă, nu e în regulă, e cuiul lui Pepelea, e mânia care poate să te ducă la dezastru te mâini pe cei ce nu se pot hotărâ. Și sunt oameni care nu se pot hotărâ foarte repede. Și nu ești îngăduitor cu ei. Apoi, neîngăduința se transformă în iritabilitate. O, oh, ce repede se irită omul mânios. Se irită și începe să jignească. Se irită și începe să disprețuiască să arunce vorbe de dispreț, se irită și începe să ironizeze. Și apoi e propriu-zisă, care conduce fie la explozie, fie la implozie. Care distruge dintre astea două? Amândouă. Amândouă. Matei 5 cu 22 e un verset pe care uneori îl citim așa foarte în fugă. Numai vreau să ne uităm asupra acestui verset, doar să vă atrag atenția. Dar eu vă spun, a zis Mântuitorul, că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Mânia e judecată de Dumnezeu. O judecă Domnul. De aceea nu fi prea îngăduitor cu mânia. Pentru că știți ce face ea? Rezultate ale mâniei, dacă vreți. Familii distruse de mânie, auzit-ați dumneavoastră. Eu am auzit și nu odată de multe ori. Mânia distruge familii. Dar pot să vă spun fără teama de a greși. Eu am văzut biserici, biserici distruse de mânie suflete distruse de mânie. Ți se pare că e în regulă să te mâni? Stă Domnul de vorbă cu Ion într-un context anume. Era Iona mânios și Domnul i-a dat un test frumos, i-a dat Domnul confort de o zi, umbră de o zi, în arșița aceea a vremii. I-a dat Domnul umbră de o zi, n-a meritat Iona umbra. Și Dumnezeu după aia a trimis un vierme la curcubetele acela și s-a uscat. Și un mânios foc și vine Domnul și zice, întrebarea aceasta, bine ar fi să răsune în mintea fiecăruia dintre noi. Domnul zice așa, bine faci tu că te mâni. Bine fac! Scumpii mei, ascultați-mă bine, timpul se duce. Dacă este vreun cui al lui Pepelea numit mânie în viața ta, ascultă-mă bine, pentru că numele Domnului îți spun aceste cuvinte, nu ți le spun de la mine. Dacă este acest cuia lui pe pele în viața ta, mânia, caută să scapi repede de el, pentru că te duce la pierzare. Amin. Sau să zic ca Domnul Iisus, adevărat, adevărat vă spun, dacă lăsați mânia în viața voastră, ea va crește din cuișorul acela neînsemnat, te vei trezi că îți va pune într-o zi de saga cu murdărie acolo. Și te vei trezi afară. Al nimănui. Pierdut. Și va fi prea târziu ca să regreți. Dragii mei, vreau în termeni practici. Există cură pentru mânie. Există cură pentru mânie. Întâi, să ne autoexaminăm, să ne uităm la noi înșine. Și dacă este cumva acel cui al lui Pepelea în noi, avem nevoie de pocăință. Pentru mânie trebuie să ne pocăim. Adică atunci când zic să ne pocăim de mânie, nu înțeleg prin asta să ne justificăm mânia și să zicem, dar cum să nu te mâni când ăla îți calea? Dar cum să nu te mâni când i-am spus de trei ori până acum și nu? nu justifica mânia. Leapă de o. Pocăiește-te de ea. Și vreau să-ți spun ceva cu bucurie. Cere ajutorul lui Hristos. El nu te vrea un om plin de mânie păcătoasă? Dacă vei zice, da frate, Așa sunt eu. Eu una, două mă aprind. Atunci îți spun încă ceva. Aprinde-te. Dar aprinde-te împotriva propriului tău păcat și smulge cuiul. Dacă tot vrei să te mâni, mânie-te împotriva păcatului din viața ta și smulge cuiul și atunci ai câștigat. Doamne, Dă-ne harul să ne păstrăm inima curată pentru tine. Invidia. Și ăsta e un păcat capital. Tot în lista păcatelor de moarte apare și asta. Invidia. Eram în școala generală. Eram în clasa 3 treia și în clasa 4 patra, pentru poziția premiului întâi, luptau două fete. Barodica Balucica, cu premiul 3. Și când eram în clasa a patra, s-a întâmplat să fiu pe aproape când învățătoarea stătea de vorbă cu una dintre ele și zicea așa, acum și premiul 2 e bun, la care ea printre suspine a zis, nu faptul că e premiul 2, dar de ce a luat ea premiul întâi? Asta e durerea cea mare. Asta e invidia. Asta e invidia. Invidia e așa. Vom zice noi o supărare, eu zic mai mult o mărăciune, cauzată de ceea ce au alții și tu n-ai, de ceea ce li s-a dat altora și ție nu ți s-a dat. Uneori avizează lucrurile materiale pe care le au ceilalți, alteori realizările lor. Alte Alteori pozițiile lor și așa mai departe. Dragii mei, vreau să vă spun că invidia nenorocește oameni. Punct. Nenorocește oameni. Știți dumneavoastră istoria aceea cu omul invidios la care s-a dus... E o poveste. S-a dus la un moment dat un înger trimis de sus la omul invidios și i-a zis se vede că îl invidiezi tare pe vecinul tău. Dar am venit să-ți spun că astăzi poți să ceri ce vrei tu. Un dar poți să ceri și darul acela ți se va da. O pildă. Dar să fii atent când ceri, pentru că tot ceea ce ceri tu se va da și omului pe care îl invidiezi tu, dar lui se va da dublu din ce ceri tu. Și a stat omul să chipzuiască îndelung și s-a frământat. Și într-un târziu a răspuns și a zis, îngerului, scoate-mi un ochi. E de râs, e dramatic, asta e invidia. Îi duce pe oameni până acolo încât să se nenorocească pe ei înșiși. Și de ce amintesc invidia? Pentru că și ea atrage ligioane după ea. Aparent e cuișorul lui Pepelea, nensemnatul cuia lui Pepelea, nu e nensemnat. Din invidie se nasc calomniile, știți asta? Care spăcate. păcate. Ura păcătoasă se naște din invidie. Bucuria pentru răul altuia. Supărarea pentru binele altuia. O, oh, beata invidie, cuiul lui pepelia. Vine să ne demonstreze că noi suntem superiori. Și că merităm mai mult decât alții, și încep să ne deranjeze eventualele calități pe care le are altcineva. Încep să deranjeze lucrurile acestea. Și începem să le minimalizăm calitățile. Dragii mei, E grea invidia. Tare grea. Ea ajunge să creeze nemulțumire în viața ta. Adică, începi să nu mai fii mulțumit de condiția ta și de ceea ce ești și de ceea ce ai. Și uiți că Dumnezeu, atunci când dă cuiva ceva, dă prin har. Haideți să zicem toți cuvântul har. Doamne, ajută-ne să-l ținem minte. Știți cum e cu harul ăsta? E darul nemeritat. Niciunul dintre noi nu avem ceva ca să zicem noi e meritul nostru. Totul este meritul lui Dumnezeu. Și de aceea, dacă cuiva Dumnezeu i-a încredințat altceva, i-a pus mai mult în pungă decât ție, sau pe fluturașul lui la serviciu scrie mai mult decât la tine, stai liniștit. Nu invidia pentru că invidia te duce la rău. Harul lui Dumnezeu ți-a dat ție cât poți purta. O, câte sunt lucrurile despre care eu am zis, Doamne, interesante lucruri, dacă mi-ai dat mie, m îmbăta de cap. Nu putem purta orice. Eu am cunoscut oameni care au stat smeriți cu Dumnezeu până când le-a umplut Domnul buzunarele. Sau cine le-a umplut? Domnuțul, nu știu. Când li s-au umplut buzunarele, n-au mai putut să stea lângă Domnul, s-au îmbătat de cap, sunt prea importanți. Nu e drept să invidiezi pe cineva că are mai mult, nu. Dumnezeul care i-a dat lui mai mult, e sărac N-ar putea să-ți dea și ție mai mult? Dar slăvit să fie Domnul care dă fiecăruia cât poate duce. Știți păcatul lui Cain care l-a dus la blestem? Care a fost? S-a uitat spre jertfa lui Abel și a văzut că asta e bine primită. Invidia l-a mânat pe Cain la crimă. Vă spun asta ca să înțelegem că invidia este și a păcatul care aduce ligioane de demoni. Și casa inimii tale devine casă demonică dacă lași acest cuia lui pe Înfipt în peretele inimii tale, nu-l lăsa ci te chem astăzi în numele Domnului Isus Hristos. Uită-te la Proverbe 23 cu 17. Haideți să-l citim împreună. Proverbe 23 cu 17. Toți împreună. Să nu-ți pismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul. Amin. Nu lăsa loc pismei, care e sinonimă cu invidia, nu? Nu lăsa loc pismei, să stăpânească în inima ta, pentru că te duce la dezastru. Să nu uităm că și Lucifer a fost invidios, se uita la poziția lui Dumnezeu și își dorea poziția aia și la un moment dat a zis, mă voi sui și voi fi ca cel prea înalt. Și Dumnezeu zice, de aceea te arunc, heruvim ocrotitor. Vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, pentru că din toată inima doresc fiecare dintre noi să ajungem mântuiți. Să nu lăsăm acest cuia lui pe pelea, ci ce să facem? Haideți din nou să zicem, să ne autoverificăm, să ne cercetăm, să ne uităm la noi înșine, să ne examinăm și apoi să ne pocăim, nu să justificăm invidia, zicând, păi dar nu-i drept, nu, nu merită el salari mai mare ca mine, nu-i se potrivește lui. Nu, nu pune problema așa. Pocăiește-te, am spus. Pocăința nu înseamnă justificarea păcatului, Mărturisește-L și cere ajutorul Lui Hristos. Chiamă-L să vină să te ajute să-ți cuul cuiul și El va veni să te ajute. Și învață să fii mulțumit cu ceea ce ți s-a dat. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne să păstrăm o daia inimii noastre curată, stând în veghere. Un al treilea păcat pe care-l amintesc. Am spus mânia, am spus invidia și acum spun mândria. Pe asta o știm, care nu s-a întâlnit cu ea. Mândria, primul păcat din Univers. Cu ăsta a început păcatul în Univers, prin Lucifer, cu mândria a început primul păcat pe Pământ. Adam și Eva, care și-au dorit să fie ca Dumnezeu. Să fim și noi grozavi. Scumpii mei, vreau să înțelegem astăzi că mândria este un păcat foarte grav. Foarte, ascultați-mă, s-ar putea cuiva să-i separă că mândria e așa. Na, s-a umflat și el în pene. Na, 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 na. E un păcat foarte, foarte, foarte grav. De ce spun că mândria e foarte gravă? Știți de ce? Gravitatea mândriei este în faptul că te orbește și nu mai poți să vezi și să înțelegi realitatea despre tine însuți. Ești cu capul în începi să crezi că tu ești tot ce grozav ești. Și nu ești decât tot un biet om. Tot un biet om pe paginile Sfintelor Scripturi găsim mândrie. Există o mândrie păgână, dacă vreți. O mândrie păgână. E normal, merge asta. Lucifer, vi-l dau ca exemplu. Faraon, plin de mândrie, stă înaintea lui Moise și Moise îi zice... Domnul a zis, lasă pe poporul meu să plece. Și stă faraon și zice, cine este Domnul ca să asculte el? Și a venit Domnul și a zis, lasă că ți-arăt eu cine-s eu. Și a arătat. Nebucanețar se uită peste Babilonul și zice, peste Babilonul cel mare și zice, nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit. Naman, ăsta săracul vrea să nimicească un întreg popor pe poporul evreu, pentru că un evreu nu i-a hrănit lui orgoliu. N-a sărutat pământul înaintea lui pe unde trecea. Și mândria asta l-a făcut să stea agățat într-o spânzurătoare într-o zi. Dragii mei, mândria vine să-i dea omului sentimentul superiorității și te face să crezi că ai dreptul să te impui deasupra celorlalți. Sunt drepturi extraordinare. Ascultă-mă bine, nu e altceva decât un cui al lui Pepelea în inima omului mândru, mândria. Domnul Iisus ne dă o pildă, pilda vameșului și a fariseului. Vameșul un om smerit. Doamne, ai milă și de mine păcătosul și nu îndrăznea nici să-și ridice capul. Fariseul stătea înaintea Domnului și zicea, Doamne, Tu vezi, Doamne, că eu dau zeciuială din așa și așa, Tu vezi, Doamne, Tu vezi, Doamne, cum postesc eu, Tu vezi cum mă rog eu, Tu vezi toate cele, Doamne. Și vine Domnul și zice, văd. Tu în drumul tău și vameșului, a zis, Domnul, pe tine te socotesc neprihănit. Dragii mei, vreau să vă spun, este o mândrie, e impropriu ce spun termenul acesta, nu-l luați chiar așa, este o mândrie creștină. Acum astea nu se potrivesc la oaltă. Dacă s-au încreștinat mândria, e mare bai. Nu se potrivesc termenii ăștia, nu merg unul cu celălalt. Dar lăsați-mă să zic așa, este o mândrie creștină, din asta care merge la închinare cu noi. E atât de subtilă, exact ca și la fariseul din templu. Și o spun asta, dragii mei, cu pasiune, zicând încă o dată, doresc din toată inima ca toți să fim mântuiți. Dar să nu lăsăm acest cuia lui Pepele, numit mândrie, în viața noastră, pentru că ne duce la dezastru, ne duce. Dragii mei, există o mândrie a moralității. Asta știți ce spune? eu sunt mai bun ca altul. Când mă compar cu alții, eu sunt mai bun. Pentru multă vreme am avut sentimentul că Pavel greșește, pentru multă vreme, Domnul să mă ierte pentru greșeala aceasta, când am citit pe Apostolul Pavel, care zice, cel din tâi păcătos sunt eu. Am zis, da, chiar așa, Pavele? Chiar așa, Pavele? Păi nu ești tu Apostolul Domnului? când stau răstigniți în vremea ta pe marginea drumurilor, oameni făcători de rele și tu spui, cel din tâi păcătos sunt eu. N-a greșit Pavel, zic astăzi, când m zic eu că m-a înțelepțit Domnul să înțeleg. N-a greșit Pavel, ci Pavel era un om smerit. Un om care nu se compara niciodată cu alții, ci termenul de comparație pentru el era Hristos. Și când te pui în lumina lui Hristos, ești cel din tâi în cele rele și păcătoase. Scumpii mei, haideți să înțelegem că nu e drept să avem vreodată o mândrie din asta a moralității, crezând că noi suntem mai buni decât fratele sau decât sora. Nu suntem mai buni. N-am să uit niciodată, sigur o afirmație făcută de oameni mari, dar eram într-o zi în mașină cu un frate american și treceam pe aici pe la oamenii străzii, erau la intersecție și cerșau și stătea lângă mine un păstor american dintr-o biserică mare, un om care avea cele trebuincioase și stând alături de mine la volan și copiii străzii veneau la geam ca să ceară, știți dumneavoastră cum fac. El a zis, „Nu mai prin harul Domnului nu este Herman Per unul dintre ei. M-a și vorba asta. Numai prin harul Domnului nu sunt eu în locul lui. Nu te compara cu alții crezându-te mai bun decât ei. Că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4 cu 7 Există o mândrie a moralității, fugi de ea, e cuiul lui pe pelea. Există o mândrie a, a deșteptăciunii, a corectitudinii doctrinare, dacă vreți, știm. Uitați-vă bine, Domnul Isus Hristos, sunteți de acord cu mine că a știut mai bine decât toți din vremea Lui adevărurile Scripturii? De acord. Nu l-am văzut nicăieri pe Domnul Isus să se umfle și să zică, eu sunt la care știu. Și s-a apropiat de oameni cu smerenie blând și smerit cu inima. Cunoștința, zice Scriptura, ce face cunoștința? Hai că știți, cunoștința îngânfă. Asta face cunoștința. Ea e lăsată de Dumnezeu cunoștința ca să zidească biserica, nu s-o dezbine. Eu am văzut situații, fraților, eu mi-e dat de Domnul să umplu prin biserici și mă duc adesea în biserici unde sunt probleme cu rugăciunea să mă ajute Domnul să-i ajut pe frați să lase problemele să-l caute pe Domnul. Și o câte locuri am văzut biserici desbinate, pentru că era unul foarte deștept acolo. Nu mai încăpea nimeni de deșteptăciunea lui. Dragii mei, apoi există o mândrie a realizărilor, tot pe aici, prin casa Domnului. Darul meu, E mai dar decât al fratele cu tare. Darul meu e mai bun decât a sorii cu tare. Cântarea mea. Oh. Aveți grijă să nu interpretați niciunul cuvintele mele altfel decât le spun. Ascultați-mă bine. Eu am stat înaintea Domnului pentru acest mesaj. Și am venit în numele Domnului să vi-l prezint. Pentru că Domnul ne vrea mântuiți pe toți. Să nu lăsăm lucrurile acestea. Dragii mei, vă rog din tot sufletul, dacă cineva poate să cânte bine, dacă cineva poate să predice bine, dacă cineva poate să dăruiască mai mult decât alții, dacă cineva are alte realizări spirituale, meritul este al Domnului Aleluia! Nu e al niciunuia dintre noi! De ce să ne lăsăm înșelați de diavolul cu acest cui al lui Pepelea? Apoi există o mândrie a spiritului de independență. Ăștia sunt oameni care nu se pot împăca cu autoritatea. Mie îmi spui. Ăștia nu pot fi ucenici. Nu pot. Pentru că un ucenic este învățabil. Adică se lasă învățat. Când e spiritul acesta de independență, vă spun, e foarte periculos și neplăcut. De aceea eu vă chem în numele Domnului Isus Hristos astăzi să nu uităm și mândria este un cui al lui Pepelea. Mânie, invidie, mândrie. m i m Mai ca și face un comentariu despre mimi. Dar nu-l fac. Viața de credință nu e drept să fie mimată. Viața de credință este proaspătă cu Dumnezeu în fiecare zi. De aceea vă chem, frați și surori, în numele Domnului Isus Hristos, vă rog fierbinte, scoateți cuiul lui pe pelea. Scoateți-l. Pentru că acest cui vă va duce la pierzare și cu mândria, fă la fel. Autoexaminează-te. Vezi, este pe acolo. Pocăiește-te. Și pocăința înseamnă smerire, smeriți-vă. Cere ajutorului Hristos și zi să scoate cuiul. Știți dumneavoastră că are Costache Ioanid o poezie de lungă. La o ușă cu păcate, cum sunt toate, a bătut în cetișor. E șapte uși. Acolo au fost șapte categorii de oameni, dar una dintre categorii, prezentată în ultimele strofe, acolo unde omul stătea chinuit în casa lui, pentru că a lăsat cândva un cui lui pe pelea acolo și au venit ligioanele, legiunile demonice au venit acolo. Soluția pentru cel chinuit de păcat, a cărui inimă a fost invadat, invadată de hoardele iadului, soluția a fost una singură, Hristos. El ți-a dat mântuirea. Tu ai nevoie de El ca să rămâi în mântuire. Hristos, El te-a chemat cu brațele deschise la mântuire. Tu ai nevoie să te ții de El ca să poți să rămâi în mântuire. Nu te juca, te rog, fierbinte, ca unul care știu că răspund pentru sufletele multora. De aceea eu prezint mesajul. Ascultați-mă și nu veți avea decât de câștigat. Puteți lăsa mesajul să treacă pe lângă urechi și să ziceți o altă predică. Nu. Pentru mine nu e o altă predică. Pentru mine e o pasiune pe care mi-a dat-o Domnul ca să vă spun astăzi. Ori smulgem cuiul lui Pepelea afară din inima noastră, ori cuiul lui Pepelea ne va smulge din împărăție într-o zi. Ce facem? Doamne, ai milă de noi. Amin.